Hei prieteni, eu sunt Little Edu și am revenit cu un nou episod. Astăzi vom afla mai multe informații despre un subiect foarte interesant și anume ce este o hidrocentrală. Ești pregătit? Dacă da, atunci hai să zburăm! O hidrocentrală este o instalație construită pe cursul unei ape, cum ar fi un râu sau un fluviu, care utilizează energia apei în mișcare pentru a genera electricitate. Funcționarea hidrocentralei este bazată pe principiul transformării energiei hidraulice în energie electrică. Procesul începe prin colectarea apei într-un rezervor de acumulare sau lac artificial. Apa acumulată este lăsată să curgă sub presiune printr-o conductă sau canalizare către turbinele hidraulice. Aceste turbine sunt setate în mișcare de fluxul apei și sunt conectate la generatoare electrice. În timp ce turbinele se rotesc, acestea generează energie electrică. Hidrocentralele sunt considerate o formă de energie regenerabilă și curată, deoarece nu generează emisii de gaze cu efect de seră în procesul de producție a energiei. Ele contribuie la diversificarea sursei de energie și pot fi folosite pentru a alimenta orașe, industrii sau alte comunități. Hidroenergia este foarte importantă în țara noastră. Dacă ne uităm la locurile de unde ne luăm energie electrică, vedem că hidrocentralele sunt cele mai mari și cele mai puternice. Iată care sunt unele din cele mai mari hidrocentrale din România, adică cele care produc cea mai multă energie. 1. Porțile de fier 1. Porțile de fier 1 este cea mai mare și cea mai importantă hidrocentrală din România. Situată pe Dunăre, la granița dintre România și Serbia, această hidrocentrală a fost construită pentru a produce energie electrică folosind forța apei fluviului Dunărea. Această hidrocentrală joacă un rol important în producerea de electricitate pentru regiune și în gestionarea navigației pe Dunăre. 2. Centrala hidroelectrică subterană Lotru-Ciunget, cea mai mare hidrocentrală pe un râu interior. Centrala electrică subterană Lotru-Ciunget este una dintre cele mai importante și inovatoare centrale hidroelectrice din România. Situată în munții Parâng, în apropiere de orașul Horezu din județul Vâlcea, această centrală a fost construită într-un mod inedit, fiind amplasată în interiorul unor tuneluri săpate în munte. Această centrală este partea unui sistem hidroenergetic complex, folosind apa din râul Lotru și afluenții săi pentru a produce energie electrică. Un aspect deosebit al acestei centrale este faptul că turbinele și generatoarele sunt amplasate în interiorul munților, într-un spațiu subteran, utilizând căderea naturală a apei pentru a produce electricitate. 3. Centrala Vidraru de pe râul Argeș. Centrala Vidraru este una dintre cele mai cunoscute și importante centrale hidroelectrice din România. Este situată în munții Făgăraș, pe râul Argeș. Este partea unui complex hidroenergetic care include barajul Vidraru, o structură impresionantă care formează lacul Vidraru. Construită într-o zonă deosebit de pitorească, centrala Vidraru nu doar că contribuie semnificativ la producția de electricitate din România, dar oferă și o perspectivă panoramică fascinantă a lacului și a peisajului montan din jur. Știai că hidrocentralele din România, precum Porțile de Fier și Vidraru, furnizează o parte semnificativă a energiei electrice a țării? Aceste proiecte hidroenergetice nu numai că asigură o sursă de energie regenerabilă, dar și contribuie la diversificarea mixului energetic și la securitatea energetică a României. Dragilor, acesta a fost episodul de astăzi. Eu am fost Little Edu și am zburat. Mulțumim Hidroelectrica pentru informațiile valoroase și abia aștept următoarele aventuri în minunatea lumea cunoașterii. Nu uitați de un like, share și subscribe. Și până data viitoare, rămâneți curioși!